Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născută la 15 mai, ești una dintre cele mai dezvoltate, holistice și iubitoare de pace ale comunității zodiacale. Farmecul și înțelegerea născută, natura sociabilă, îi atrage spre tine pe oamenii în mod natural. Cu aproape toată lumea poți găsi un limbaj comun, dar te străduiești să te înconjori numai cu cei care îți împărtășesc interesele și gusturile culturale. Îți place viața bună, te bucuri de faptul că îți împărtășești bucuria cu ceilalți și te bucuri de o casă unde te poți distra cu familia și prietenii. Ești perfect capabilă să organizezi petreceri și să ai un cadou special pentru a aduce oameni împreună tu poți să exprimi în cuvinte ceea ce simt alții și ceea ce ei doresc cu disperare în maniera cea mai naturală. Nu este surprinzător faptul că oamenii care te înconjoară se îndreaptă spre tine și nici măcar nu își pot explica de ce se întâmplă acest lucru. Acest fapt este o enigmă din cauza magnetismului tău, dar ei nici măcar nu suspectează. Tu ai pur și simplu darul de a pătrunde în inimile celor dragi, prieteni și colegi. La prima vedere, nu faci nimic supranatural, motiv pentru care te raportezi la tine înseți destul de calm și nu ai nicio iluzie specială cu privire la atractivitatea ta. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități: putere creativă, fiabilitate, rezistență, realism, datorită influenței iubitoare a planetei Venus. Te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere, ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este ca simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus, îți de dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici. Dar există și o parte reversă a monedei, datorită influenței lui Venus, pot suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă, astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și pentru abilitatea de a manevra bani. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictor și cei care lucrează cu bani, planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic și de a fi generoasă, hai să o spun pe drept, ești extrem de pașnică și armonioasă pentru un taur, ești carismatică și sociabilă, în jurul tău există întotdeauna mulți oameni, tu poți sta cu ușurință împreună cu oricine, dar totuși preferi o companie de persoane similare în interesul tău. Îți place să împărtășești toate lucrurile bune pe care le ai cu prietenii și familia, astfel încât casa ta este întotdeauna plină de oaspeți, de asemenea, iubește o viață bună, confortabilă, rațională, îți place să organizezi petreceri și sărbători, îți place să strânge împreună prietenii care sunt atrași de tine ca muștele de lipici, farmecul tău nu este imediat evident, și numai după o anumită comunicare cu tine oamenii încep să înțeleagă ce puteri cu adevărat magice ai tu. Chiar și atunci când te confrunți cu problemele cotidiene, de rutină, tu reușești să aduci ceva original, pare că faci o vrăjitorie care te ajută să atingi sufletele altora. Cu toate acestea, impactul tău asupra altora nu este la fel de profund, trebuie să fie acordată în aceeași frecvență pentru a simți starea lor de spirit adesea poți suferi de singurătate. Ești capabilă să faci lucrurile de zi cu zi în timpul zilei, trecând seara sau un weekend la niște obiecte ciudate. Uneori absorpție excesivă în lumea ta duce la alienare și este plină de tulburări mentale. Ți-ar trebui să ți se ofere cu siguranță ocazia de a te exprima. Probabil, în stadiul inițial, este suficient să împărtășești ideile și gândurile cu un cerc restrâns al celor mai apropiați oameni și numai atunci poți avea curajul să-ți exprimi opinia pentru o audiență mai largă. Desigur, pentru cea mai completă satisfacție de sine, ar trebui să te ocupi mai întâi de ceea ce bești cel mai mult. Din nefericire, fiind completă neagresivă, uneori prefer să nu te oprești deloc. Iar cei câțiva admiratori te pot refuza în mod neașteptat, atât moral cât și financiar. Pentru a nu transforma această circunstanță într-o problemă dificilă, ar trebui să înveți că, mai devreme sau mai târziu, va trebui să trăiești și să acționezi independent, asumându-ți întreaga responsabilitate pentru acțiunile tale și pentru viitor, apoi farmecul tău natural va funcționa în beneficiul cauzei. De regulă, tu consideri că dezvoltarea unei autodiscipline interne necesită mulți ani de pregătire și formare. A conduce pe alții. În convingerea ta profundă, nu o poate face decât o persoană decentă. De aceea tu prinzi putere doar după ce te simți pe deplin pregătite pentru putere și crezi că ideile tale sunt capabile să-i captiveze pe alții. Te distingi față de alți nativi din tauri prin astfel de trăsături speciale. Naturalețe, loialitate și determinare, Este una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată, cum afectează data de 15 mai soartata, tu poți să pătrunzi în gândurile și aspirațiile oamenilor din jurul tău și să citești în sufletele lor. Ca într-o carte deschisă, înțelegerea motivelor acțiunilor altor persoane dă naștere la abordarea corectă a interlocutorilor, care penetrează involuntar pe aceștia cu încredere și simpatie, dar tu nu ești conștientă de rezultatele înțelegerii tale, considerând că o astfel de înțelegere este disponibilă pentru toată lumea și că orice persoană este capabilă să vadă adevăratele motive ale acțiunilor și cuvintelor interlocutorilor. Deși în realitate, nu toată lumea poate citi secretele cele mai intime stocate în sufletele altor oameni. Ești unică. Tu însă -ți nu te apreciezi, găsind multe defecte în sine, Stimată de sine scăzută nu-ți permite să crezi că ai propria ta atractivitate. În plus, la prima vedere, farmecul tău este complet neobservat, tu nu te deosebești printre alții și pare a fi simplă și obișnuită. Dar, într-un raport strâns, abisul vrăjilor tale magice îmbată pe interlocutor, subordonând le voinței tale. Tot ce atingi, dobândește o atingere de magie și singularitate, cele mai luminoase și plictisitoare evenimente par a fi ceva special, ascunzând ceva mai valoros adânc în tine decât pare la prima vedere. Deși un astfel de impact pare ireal, există undeva o natură crudă, foarte realistă. Singurătatea se află deseori sub formă de gol în sufletul tău, îți dedici timpul liber către ceea ce îți place cu adevărat, plecând de, de la realitatea opresivă către lumea ta minunată, unde există un loc pentru sentimente reale și fericire adevărată, tu pierzi contactul cu viața obișnuită și te rupi de interacțiunea cu prietenii și familia. Aici, ai nevoie de un fel de șut în fund care te va face să te trezești și să privești direct viața, fără a-ți bloca ochii în reveria ta. Atunci va trebui să ai o decizie cardinală și să-ți schimbi drastic viața, pentru că nu te vei putea întoarce în lumea ta artificială, nu vei putea trăi în aceleași condiții, precum șarpele care nu poate să se întoarcă înapoi în pielea veche. Agresiunea nu este absolut specificăție, prefer să stai în umbră să nu ieși în văzul lumii. Cu toate acestea, va veni ziua și va trebui să-ți asumi responsabilitatea vieții pentru tine însăți, pentru că nimeni nu te poate ajuta decât tu însăți. Sentimentul tău născută de delicatețe și farmec discretă te va ajuta să îți atingi scopul, deși târziu. Pentru tine, se pare că pentru a atinge obiectivele, ani de muncă și de educație sunt necesari de aceea tu meriți un loc vrednic în viață, deși în opinia ta, pierzi din vedere faptul că educația ta reală este mai mare și mai bună decât cea celor care au primit-o oficial. Trebuie doar să crezi mai mult în tine și că meriți mai multă bine. Te rog să ai în vedere exemplul negativ de la vărsători, care sunt impostori cu diplome și acte în regulă, pentru muți dintre ei cumpărate de amant și lingă, dragoste și compatibilitate. Ești incredibil de romantică și fără un partener te ai putea simți goală și pierdută. Cele mai bune uniuni -uni ale tale sunt formate cu alți reprezentanței elementului pământ, respectiv fecioara și capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitatea unui astfel de partener, desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești, cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului, o alianță inconsecventă. Dar pasionale este posibilă cu scorpionul, vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică, și în constanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Tu ai primit un dar foarte rar de a observa cu exactitate și cu credincioșe verbalizarea senzațiilor și aspirațiilor obscure ale altor oameni. Tu adesea indici în mod corect celorlalți ceea ce simt, chiar dacă ei înșiși încă nu o înțeleg, acesta este farmecul tău. Însă, farmecul tău nu funcționează imediat, trebuie ca cineva să vorbească o vreme cu tine ca tu să intri în acțiune tu însă ți ești de multe ori sincer nedumerită de ceea ce găsesc ceilalți în tine, deoarece tu pare a fi un om obișnuit, în viața cotidiană sau în viața de zi cu zi, ești întotdeauna originală, interesantă și atractivă, atrage atenția, se întâmplă să suferi singură, prin urmare, este deosebită de periculos pentru tine să te muți în propria ta lume? Aceasta te va distanța de realitate și poate provoca chiar și boală mentală într-un stadiu avansat. Cel mai adesea, în timpul zilei la lucru pare a fi un om obișnuit, dar în timpul tău liber par să renaști, să te prăbușești în lumea ta interioară, diferită de lumea înconjurătoare. Sănătate și boli, tu însă ți poți cădra pradă viselor tale. Trebuie să fii atentă la tendința de autoizolare internă. Separare de realitate. De aceea, orice activitate de comunicare fizică, sport, în special sport de grup sau socială, dansuri, petreceri, evenimente sociale, este foarte indicată pentru sănătatea ta. În ceea ce privește dieta, este permisă extinderea gamei de mâncăruri preferate și să nu te limitezi la bucătăria pământească, bazată pe carne. Poate că relaxarea în mâncare te va ajuta să găsești noi prieteni și cunoștințe. În acest sens, este util să-ți îmbunătățești abilitățile culinare. Ar trebui să fii mai strictă cu privire la sexualitatea ta, fără a permite atașarea excesivă de o persoană în detrimentul tuturor celorlalți. Această tendință poate exacerba doar dorința de autoizolare, destinul și norocul. Universul a fost blând cu tine și ți-a dăruit inițiativă din plin. Tu treci cu încredere și în mod intenționat prin viață. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât ele întăresc trăsăturile tale de personalitate. Dar dacă vei alege calea răului, vei fi o persoană egoistă, un ratat singuratic. Iar dacă alegi calea binelui, vei putea da bucurie și fericire celor din jurul tău. Vei fi fericită bogată, casa ta va fi ca un castron plin, vei avea prietenii minunați, sfaturi pentru tine. Cu siguranță ar trebui să încerci să îți exprimi ideile tale și ceea ce ești tu interesată. În primul rând, este logic să împărtășești numai cu cei dragi și apoi cu societatea în ansamblu. Va trebui să începi să te gândești printr-un plan și să economisești bani pentru realizarea viselor tale. Puținii căi prieteni te pot părăsi într-o zi, deci este mai bine să-ți asumi responsabilitatea încă de la început, mai degrabă decât să o transferi altcuiva. Începe un drum atunci când consideri tu că ești pregătită. Fii realistă în ceea ce privește responsabilitatea și obligațiile sociale. Ar trebui să fii mai energică în această privință. Nu uita niciodată legătura între dragoste și geniu. Învață să-ți împartașești sentimentele permite celorlalți să cunoască lumea ta. În circumstanțe critice, carisma ta va lucra în beneficiul cauzei. Duritatea și disciplina internă pe care o dezvolți are nevoie de o lungă durată de formare, timp de mai mulți ani. Trebuie să te asiguri că ideile tale sunt interesante pentru ceilalți oameni, numai atunci vei putea lua asupra ta întreaga sarcină de responsabilitate pentru conducerea altora. Ce cadouri ți se potrivesc? o femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei sări de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești care va accepta coniac ca un cadou cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cuție scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papuci? așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci. Doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, prefer lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi, în acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu și, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană pulover de lună, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți-le au dăruit ursitoarele tale.